Și tot pe litoral, proprietarii de hoteluri și restaurante cer din nou guvernului reglementarea bacșișului. Aceștia susțin că măsura ar putea ajuta inclusiv la rezolvarea crizei de angajați din acest domeniu. Veniturile legale ale ospătarilor ar crește și astfel ar fi mult mai motivați. În același timp, statul ar avea de câștigat mai mulți bani la buget pentru că va putea impozita toți banii pe care îi primesc angajații din hoteluri și restaurante. Ospătarii vor fi cei mai câștigați de pe urma legalizării bacșișului. Clienții mulțumiți de serviciile lor îi recompensează și acum, numai că banii nu sunt impozitați, iar cei mai mulți îi ascund pentru ca patronul localului în care lucrează să nu fie acuzat de evaziune fiscală. Cred că nu vom avea o frică să stăm cu bacșișul nostru, cu banii noștri munciți, să stăm în buzunar, adică să nu vină un control sau cineva să se lege de bani. Legalizarea tipsului ar însemna să nu mai merg cu frică prin sală, ca să primească o atenție din partea oamenilor și din partea consumatorilor. Asta mă motivează să fiu mult mai atentă cu meseria și cu clienții. În aprilie 2015, autoritățile au decis ca bacșișul să fie marcat pe un bon fiscal separat și să rămână la decizia angajatorului dacă sumele primite de angajați sunt păstrate de firmă sau ajung la ospătari și bucătari. Pentru că era dificil de aplicat, sistemul a funcționat doar 3 luni, iar ulterior a fost eliminat. Acum, patronatele din industria ospitalității, din care fac parte hotelurile, restaurantele și cafenelele, cer iar o lege care să reglementeze bacșișul. Venitul fiecăruia dintre cei care primesc bacșiș crește, ajutându-i să aibă o fișă de venit mai mare, putând să-și ia un împrumut la bancă mai consistent. Există pe de o parte țări care au reglementat această situație, pornind uneori de la ideea că acest bacșiș reprezintă totuși un venit suplimentar. În mod cert ar duce la o stimulare, ca să spunem așa, a forței de muncă care lucrează în turism. Ministerul Finanțelor Publice nu a răspuns solicitării știrilor ProTV de a explica ce se va întâmpla. Pe de altă parte, potrivit unui studiu prezentat de Asociația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor, în România, ospătarii primesc bacșiș în medie 10% din nota de plată. Patronii estimează că banii dați acum la negru drept bacșiș ar putea fi de ordinul milioanelor de... Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.